Salutare, dragilor! Astăzi suntem la un nou episod din Detectorul de Diamante și astăzi am un invitat special și anume pe Victor Popa. Victor este absolvent de Oxford, este proaspăt absolvent de Oxford. A absolvit atât studii de licență cât și master pe informatică, pe computer science și l-am invitat pentru a ne povesti din experiența lui ce ar recomanda unui elev care dorește acum să aplice la această universitate pe această specializare, ce ar recomanda să facă pentru a avea șanse mai mari de admitere. O să discutăm despre cum au fost anii de studenție, cât de mult se învață la Oxford, dacă ai timp de pasiuni, dacă se pune accent pe pasiunile sau activitățile extrașcolare. Vom discuta despre cum s-a schimbat percepția britanicilor față de studenții internaționali după Brexit, ce activități a făcut Victor acolo și cum l-a ajutat Universitatea Oxford să-și găsească un job în prezent, pentru că Victor va începe în curând un job, va intra în câmpul muncii, să spun așa, va avea primul lui job din ce știu eu. Acum o să clarificăm cu Victor. Bună, Victor, și mulțumesc că ți-a făcut timp să vii astăzi la noi. Bună, mulțumesc pentru invitație. Victor, spune-ne ce job începi, adică ce vei face acum în prezent? În prezent voi fi programator la Meta, care e compania care are Facebook, ce nu are brandul recent. Și da, eu am mai avut un internship vara trecută tot la ei și am avut un internship vara anterioară, dar în altă parte. Toate au fost pe programare. Deci e primul meu job cum ar veni după absolvire. Da. Internship-urile pe care le-ai avut au fost plătite? Da. Atunci a fost tot un job în cazul acesta. Deci, da. Practic, crezi că faptul că ai fost studiat la Oxford te-a ajutat să obții acest job? Sau aceste internship-uri? Da. Cred că te ajută mai ales pentru a lua interviurile, că de obicei tu aplici și recruiterii se uită pentru ceva mai, nu știu, diferit pe CV-ul tău și când văd acolo Oxford, de obicei îți dau automat interviu, cel puțin. Acum ține de tine să treci de interviu, evident, dar tot te ajută, adică știu persoane care, pur și simplu, nu prea primeau interviuri. De la alte universități, mai cotate, mai puțin bine cotate, poate pe informatică. Da. Deci, practic, concluzia este că în UK contează facultatea, universitatea de la care termini. Unde vei avea acest job? În UK? În Londra, da. În Londra. Felicitări! Victor, dacă ne uităm retrospectiv în urmă cu 4 ani, atunci când ai început tu procesul de admitere, eu nu mai știu minte dacă tu ai venit la noi dintr-a 11-a sau dintr-a 12-a, însă tu ce recomanda unui elev care își dorește să aplice la Oxford pe computer science? Pentru că tu ai avut și interviu și test în procesul de admitere. Pe ce să pună accent? Pe activități extrașcolare? Dacă da, pe ce tip de activități? Cum se pregătească pentru examenul de admitere și de interviu? Da, ok, deci la Oxford e puțin diferit față de restul facultăților din Anglia, și anume, adică specific pe computer science, ai un examen mat care e gen mate cu niște computer science, dar ei nu își asumă că tu știi deja computer science, deci sunt niște întrebări de logică cum ar veni. Apoi pe baza matului te acceptă sau nu la interviuri. Iar apoi pe baza interviurilor plus matului plus personal statement văd dacă te acceptă sau nu. Și față de alte universități unde personal statement-ul contează mai mult, unde poți să exprimi ce activități extrașcolare ai avut, aici cred că contează mult mai mult cât ai luat în mat și ce ai făcut la interviuri. Pentru că știu persoane care au intrat la Oxford și nu au intrat la nicio altă universitate din UK. Pur și simplu bănuiesc că nu au depus atât de mult efort la personal statement și persoanele alea erau pregătite foarte bine pe mat, adică erau olimpici internaționali. Și în general, eu am început din a 11-a să mă pregătesc cum ar veni pentru Oxford, dar în principiu trebuie, cel mai important este să fie de un elev care vrea să intre, să fie pregătit gen în mate, în info, în științele direct relevante pentru domeniul acesta. Cred că activitățile extrașcolare contează mai puțin.
Victor, urmă, dar ce înseamnă să fii pregătit pentru materiile respective? Adică să învăț cât mi se dă la școală sau să mă duc la olimpiade? Deci, contează olimpiadele, în primul rând. Dacă te pricepi la olimpiade, genul de probleme care apar la mat și la interviuri, o să fie asemănătoare cu cele de la olimpiade. Sau dacă ești o persoană care mai citește cărți de mate, timpul liber, de competiții sau așa, și ele ajută. Adică eu, de exemplu, nu am fost mare olimpic, gen, dar totuși știam să mă descurc cu problemele de genul care s-au dat la... Scuză-mă, ce înseamnă că nu ai fost mare olimpic? Adică ce nivel ai avut? Ca să înțeleagă cei care... Eu nici măcar la națională nu am ajuns, ca să înțelegeți. Eu am fost... am fost doar la municipiu și atât. Da. Ok. Am înțeles. Bun, din ceea ce ai povestit tu, ai menționat că admiterea la Oxford a fost pe 3 etape. Avem mai întâi dosarul de admitere, în care au contat, de exemplu, scrisoarea de motivație, în care ai introdus activitățile care au fost relevante pe domeniul tău de admitere, apoi a fost examenul, a fost matul și în funcție de rezultatul de la mat, ai fost chemat la interviu. Hai să luăm un pic separat. La partea de dosar, în scrisoarea de motivație, tu îți amintești ce activități ai avut? Deci am înțeles că nu ai fost olimpic, asta este bine, că e o șansă pentru toată lumea să poată aplica. Eu mi-amintesc că tu ai avut foarte multe activități de autodidact și că ai studiat destul de mult singur. Poți să ne spui ce ai avut tu la dosar, adică ce ai inclus tu în eseu personal, pe care s-a făcut de bazat? Da, sigur. Dacă mi-amintesc bine, cred că am avut niște concursuri mai mici pe care, gen, nu mai știu exact cum se numea concursul. Era un concurs pe baza pe echipe în care niște licee din București își trimiteau niște echipe și era concurs de mate și acolo am avut un scor cât de cât ok. După, în general, am vorbit despre niște probleme de mate și info care mi se păreau mie interesante ca să le arăt. Adică chiar dacă nu aveam niște olimpiade, era clar că știu despre ce vorbesc și că sunt niște probleme interesante. Asta a fost direct legat de domeniu. După am mai zis ce am mai fost la olimpiada la info și la mate. Deci asta e tot ce a fost legat strict de mate și info. Apoi, mai extrașcolar, care n-avea legătură cu domeniu, am fost la MUN, la Model United Nations. Și nu mai știu ce am mai scris. Cred că astea sunt principalele lucruri pe care le aveam eu în personal statement. Dar ca un asterix, ca să fie admis la mat, nu ia nimeni în considerare personal statement, toată lumea e admisă la mat, adică toată lumea poate să dea examenul de admitere. Da, așa. Ok. Bun, deci tu ai avut 3 concursuri din domeniul ăsta mate info. Da, adică am avut mai multe, dar pe alea le-am pus cum ar veni, ca să exemplific, am zis la ce liceu sunt și că liceu e ok. Am făcut, apropo, Colegiul Național Mihai Viteazul București. Deci, da. Asta a fost tot legat strict de mate și info. Să clarificăm, Victor, tu ai avut suplimentar, adică nivelul tău academic era peste nivelul de școală. Da, într-adevăr. Adică faptul că mai mergeam la concursuri și că mai învățam eu în timpul liber cărți, așa, era, făceam că voiam eu, era peste nivelul de școală, dar, într-adevăr, din punctul meu de vedere, nu era ceva atât de departe, adică nu era la nivel de research sau la nivel de facultate sau ceva de genul ăsta. Am înțeles. Bun. Apoi a avut MAT-ul. Pentru MAT există site-ul pe care te poți pregăti, poți comanda cărțile. Mai ții minte cât te-ai pregătit tu pentru MAT? Eu m-am pregătit în principiu, nu știu, câteva luni, dar nu m-am, în sensul că nu m-am pregătit, nu am stat toată ziua să fac past paper, adică le-am făcut pe toate, sincer, în timpul ăsta, dar mai aveam o profă de mate care m-a ajutat în timpul ăsta, adică nu era specializată neapărat pentru mat, doar dacă aveam nedumeriri, o mai întrebam chestii cum e asta, și încercam, nu știu, să caut resurse pe net. Eu nu am găsit, sincer, nicio carte de mat, adică doar în principiu am făcut past paper-uri și am încercat să mă uit în, nu știu, subdomenii ale matematicii care mi se păreau că o să se
sunt la mat, practic evaluat în general. Mi se pare că sunt puține resurse pentru pregătire, dar în general trebuie să încerci să te pregătești singur, cum poți. Adică sunt resurse limitate pentru mat, adică e așa cel puțin mi s-a părut. Victor, tu consideri că pregătirea asta de autodidact, faptul că tu ai învățat suplimentare, ai fost la olimpiade, concursuri, te-a ajutat pentru a obține un scor mai bun în mat? Pentru că tu pe baza matului, a scorului, ai fost chemat la interviu. Adică asta, nu trebuie să fii olimpic, dar trebuie să te pricepi la mate și info, sau mate cel puțin. Și asta poți obții fie că mergi la concursuri, fie că mai ești autodidact, mai te uiți tu prin cărți sau așa. Nu contează cum obții skill-ul ăsta de mate, important e să-l ai. Acum, astea sunt câteva exemple prin care poți să-l obții. Bun, și am trecut mai departe la interviu. Acum a fost acum câțiva ani, într-adevăr, interviul tău, da. Și a fost și acolo un proces. Ce ne poți spune despre interviu și ce ar trebui să facă la fel, ce ai recomandat-o pentru ele, pentru pregătire? Ok. Interviul este un interviu, cred că de 45 de minute, în care ideea e că variază foarte mult. Poți să ai de la 2 la, 7 interviuri. Pe o perioadă de câteva zile. Acum depinde. Eu am avut 3 interviuri, de exemplu. Și în principiu, interviurile variază. Sunt probleme tot gen cum s-ar da la mat, numai că unele interviuri, în loc să-ți dea mai multe probleme mai mici pe care să le rezolvi pe parcursul interviului, ai o problemă mare și încerci să lucrezi, intervievatorul îți va da hinturi cum să rezolvi problema dacă te blochezi și ideea e să vadă că poți să înțelegi ce vrea să spună prin acele hinturi. Apoi, ceea ce e de specificat e că la începutul fiecărui interviu, primele 5 minute vor fi doar ca să te acomodezi tu cu interviul. Adică, de exemplu, eu am fost întrebat niște lucruri de pe personal statement-ul meu. După cum am spus, am specificat niște subdomenii de informatică care mi s-au părut mie interesante pe personal statement. Și în primul interviu m-am întrebat de ele. Și eu credeam că trebuie să explic extraordinar de mult despre acele domenii. Și după mi-am dat seama că sunt doar 2 întrebări pentru a mă, pentru a fi eu mai ok cu intervievatorul, cu a vorbi cu el și tot așa. Adică nu interesa prea mult de ce am scris eu în personal statement, ce știam de acasă. Îi interesa atunci când mi-au dat problema dacă știam să o rezolv sau știam să mă descurc măcar și cu ajutorul lor să o rezolv. Și asta cred că contează cel mai mult. Dar sunt întrebări pe stil mat, tot așa. Deci pe stil mat, ok. Da. Bun, păi mulțumesc atunci pentru informații. Tu de când ai recomanda unui elev să înceapă pregătirea pentru Oxford? Depinde cât de mult te pricep la mate și la informatică. Adică, încă o dată, specific pentru informatic. Dacă ție, adică, în primul rând, mi se pare că ar trebui să-ți placă matematica sau informatica și ar trebui, măcar din a 11-a să încerci să mergi pe la un concurs sau a 10-a. Adică, ideal cât mai devreme să ai mâna formată și skill-ul format, pentru că, în general, olimpicii internaționali intră, dar intră nu pentru că sunt olimpici internaționali, ci pentru că au skill-ul ăsta dezvoltat. Adică cel mai bun moment e acum, când fix cât de devreme se poate, practic. Dacă ești o persoană care nu prea e fană de mate, încearcă să te apuci cât de repede poți. Și asta cred că va ajuta. Dar advice-ul ăsta e foarte diferit pentru alte universități din UK. Adică dacă vrei să intri la UCL, la UCL ai doar personal statement, nu ai, sau dacă nu s-a schimbat de când am aplicat eu. Și dacă ai doar personal statement, gen, nu trebuie să știi așa de mult. Deci, advice-ul ăsta e Oxford specific, gen. Da. Mulțumim, Victor. Acum că am clarificat detalii despre admitere, hai să vedem cum te-ai adaptat odată ce ai devenit student la Oxford. Întreb asta pentru că știu de la alți elevi sau absolvenți de Oxford că e destul de competitiv mediul academic și destul de solicitant ca număr de ore de studiu pe zi.
Cum a fost la tine trecerea de la Viteazul, care și în Viteazul București e un nivel ridicat academic, cu, nu știu, cu Oxford? Ok, deci este semnificativ mai greu, dar ok, structura, pe scurt, structura Oxfordului este: ai un trimestru de 8 săptămâni, după ai o vacanță, după ai un trimestru de 8 săptămâni, după ai o vacanță, după ai un trimestru de 8 săptămâni și la final dai examenele. Dacă tu, de exemplu, ai luat un curs în trimestrul întâi, examenul dai tot la finalul ultimului trimestru, trimestrului al treilea. Deci toate examenele sunt împreună la finalul anului. Acum, sincer, cam toată lumea învață mult mai mult în ultimul trimestru, pentru că atunci sunt examenele și dacă te apuci să înveți materia cam când ți-o predă, și să zicem că ți-o predă în primul trimestru, s-ar putea să mai uiți din lucruri. Deci, având în vedere asta, eu cred că perioada aia din ultimul trimestru este foarte încărcată. Adică chiar e mult de învățat și așa, dar în rest e destul de ok. Ei spun că se așteaptă de la tine să tratezi Oxfordul ca pe un full-time job, adică 40 de ore pe săptămână. Acum, sincer, în timpul trimestrului 1 și 2 nu e chiar așa și trimestrul 3, să zicem că e chiar așa, adică, într-adevăr, în trimestrul 3 e mult, pentru că atunci sunt examenele. Mai sunt dăți când ai cursuri unde ai proiecte, care sunt, de exemplu, am avut data, deadline-ul cândva în ianuarie la un proiect în anul 2 și atunci am stat mai mult într-o vacanță, am stat mai mult să lucrez pe proiectul respectiv. Dar în general nu prea sunt proiecte, decât la master. La master atunci cam toate sunt take-home-uri, sau mă rog, majoritatea, și iar mai trebuie să mai lucrezi în vacanță, dar ăla e doar anul de master, anul 4. Deci, ca o concluzie, Victor, înțeleg că la voi sistemul de notare este prin examen la final de an și pot fi proiecte, dar mai puține, în perioada anului școlar. Da, sunt super puține până la master. La master majoritatea sunt proiecte. Okay. Și cum e, deci este asta la sistemul de notare, cum sunt profesorii, sau nu, până să trecem la profesor, spune-mi, te rog, cum e, cât învățați voi pe zi, adică cam cum arată o zi din viața voastră? Adică ai timp și de activități, cam cum se împarte ziua? Da, ai timp și de activități, sunt diverse cluburi, mai ales, deci o zi, nu știu, te trezești la ce oră te trezești, în funcție de, depinde și unde mănânci. De obicei, colegiile îți oferă mese care sunt la prețuri ok, sunt ceva gen 3 lire. Asta înseamnă vreo 10 lire pe zi, overall, de mâncare. Și practic mănânci de 3 ori pe zi, odată la 9, odată pe la 12 și odată pe la 6-7. Și în intervalul ăsta ai timp, încă o dată, eu n-aveam 2 zile care să arate la fel. Nu știu, mai mergeam la sală sau ceva, sau la un sport, dacă eram înscris la un sport în momentul ăla. După asta între mic dejun și prânz, apoi mă mai întâlneam cu niște prieteni sau seara mai erau cluburi, de exemplu aveam Logical and Social Deduction Society, unde era, jucam niște jocuri gen Mafia, numai că mai de bazate pe logică, sau mai erau, de exemplu, Poker Society, aveam un prieten care era mare fan de poker și era o societate pentru așa ceva. Sunt societăți pentru absolut tot ce vrei, societăți de, nu știu, kickbox, de, sunt super variate și, în general, ai timp. În afară de ultimul trimestru în care încoată, ai timp și atunci, dar trebuie să fii mult mai precaut cu cum îți împarți timpul. Deci, în principiu, ai timp. Da, dar cam câte ore pe zi, nu știu, voi lucra, studiați? Te întreb pentru că am auzit diverse, știu, opțiuni. Sunt persoane care au zis că de dimineața până seara trebuie să stea în cameră să studieze. Știi, cam cum e din punctul de vedere? Pentru că sunt elevi care își doresc la un moment dat să aplice la Oxford, dar e important să știi, uite că am avut și un podcast cu cineva de la MIT și e important să știi la ce se aștepte când ajunge la universitate, că poate nu este cea mai potrivită pentru el, știi? De asta, în sensul ăsta, te întreb.
Să zicem că aveam în medie pe trimestru. Deci hai să luăm un trimestru din 1-2 și un trimestru, o zi din trimestrul al treilea ca să le separăm. Dacă aveam 3 cursuri într-un trimestru, aveam 3 teme, cred că dacă lucram, să zicem, 2-3 zile, adică să zicem că lucram 8 ore pe 3 zile, asta cât ar veni pe zi, 3 ori 8 împărțit la 7, lene să calculez, cam 3 ore jumate, așa ar veni pe zi. Numai că eu nu prea le distribuiam pe toată săptămâna, ci mai mult le făceam o zi asta, o zi asta, o zi asta. Deci de-aia zic că e puțin așa. Asta în zilele în care nu era trimestru 3, nu aveam examenele. Iar în trimestru 3 probabil că aveam vreo 8 ore, aveam 40 de ore pe săptămână. Cred, în trimestru 3, cât mai, like, gen mai aproape de examene. Dar încă o dată, asta e o perioadă super intensă atunci. Ai multe examene, e nasol, mai ales anul 3. Când ai 10 examene, ai practic o lună întreagă de examene în care tu ești de la un examen la altul, de la un examen la altul în continuu. Da. Am înțeles acum, Victor. Ce... Deci, în principiu, doar ultimele alea săptămâni sunt mult mai nasoale decât trimestrul 1 și 2, care sunt oricum mai mult decât 4 săptămâni sau cât durează examenul. Ok, deci există timp și pentru zona asta de activități sau de pasiuni, de să faci ceva extra în perioada școlii. Da, în principiu eu am avut timp, adică în anul 2 și 3 a fost problema cu COVID, pentru că am făcut totul remote, evident n-am mai avut niciun fel de cluburi sau așa. Dar în principiu este timp. Știu persoane care oricum reușesc să-și organizeze timpul mult mai bine decât mine și au mai mult timp liber. Deci e oarecum și de skill-ul ăsta. Probabil că nici nu mă pricep așa la bine, ne-am organizat timpul. Deci și asta e de luat în vedere. Okay. Din punct de vedere al examenelor am discutat, să înțelegem cum sunt examenele practic la voi. Hai să vedem, nu știu, cum e relația cu profesorii. Că și aici se aud diverse, știi, în România. Că unii ar fi rasiști. Ce ne poți spune despre asta? Deci, nu e nimeni rasist. Sunt super ok. La Oxford e foarte... Mie îmi place foarte mult faptul că sunt puține persoane. Adică, cred că în anul meu, la Info, au fost 38 de persoane. Și implicit... De studenți. Da, de studenți, pardon. În anul meu. Și asta înseamnă că rația de la profesor la studenți este super ok. Și noi aveam, de exemplu, un tutore alocat mie și altor 4 persoane. Și practic de fiecare dată când aveam o problemă puteam să vorbim cu el, era super friendly. Acum, ei erau cam în vârstă, evident că le vorbeam mai formal, dar nu am simțit niciodată că n-aș fi putut să le vorbesc ceva cu persoana respectivă. Și totdeauna mi-a zis dacă ai vreo problemă care, încă o dată, nu neapărat legată de Info, spune-mi. Și eu n-am avut sincer nicio problemă, dar întotdeauna au fost deschiși să vorbească despre orice probleme aș fi avut. Singurul lucru este că profesorii când predau se așteaptă ca tu să înțelegi lucrurile, să le înțelegi destul de rapid și să petreci din timpul tău învățând, adică să încerci singur să înțelegi ce vor ei să spună, să nu stai ei prea mult să-ți explice anumite lucruri. Adică asta înseamnă că învățați voi, adică asta înseamnă că așteptarea este să înveți tu singur, adică o să fii autodidact. Da, adică depinde de cursuri și de profesori și așa, dar în principiu abilitatea asta să poți să treci singur prin curs și să înțelegi lucrurile mi se pare foarte folositoare, pentru că de multe ori se mișcă destul de repede. Pentru că, în general, în 8 săptămâni să predai un curs, ăla e destul de intens, adică trec relativ rapid prin ele. Prin majoritatea cursurilor sunt unele care sunt mai ok, adică trece mai încet prin materie profesorul și ai timp, dar la majoritatea se mișcă puțin mai repede și trebuie să te înveți singur anumite lucruri. Ok. Victor, dar cum e relația cu sau pregătirea pentru joburi?
pentru piața muncii ulterior. Tu ai menționat de două internship-uri pe care le-ai făcut la început. Cum vă conectează Oxford cu piața muncii sau cum vă pregătește? Că noi știm că Oxford este de teoretic. Da. Acum, sincer, când aplici la un job, de la orice universitate, ești oricum nu ai probabil experiență și probabil ce te-a învățat la universitate nu este chiar ce faci la job. Deci contează pentru persoanele de la jobul ăla mai mult ca tu să fii capabil să gândești, pentru că ăsta e skill-ul pe care o să construiești cariera, cum ar veni. Și cred că pe ei, când văd Oxford, asta interesează, că practic suntem capabili să trecem prin cursurile de la Oxford, deci suntem capabili să rezolvăm probleme pe care o să le dea ei și să învățăm tipul de program, să învățăm să devenim tipul de programator pe care trebuie să devenim. Și de-aia cred că Oxfordul ajută. Adică în principiu întotdeauna când am aplicat, m-a ajutat să primesc interviuri de la Oxford asta. Adică am zis și mai devreme. Și de-aia cred, pentru că ei văd că ok, de la Oxford e capabil să treacă prin cursurile astea, să înțeleagă anumite informații și atunci când practic îl vom învăța noi să facă web dev sau DevOps, va fi capabil să înțeleagă relativ rapid și să ne ajute, să contribuie la companie în principiu. Dar în ceea ce privește legătura, cum ne leagă Oxford de companii, Da. Asta, din punctul meu de vedere, sunt diferite societăți. În societatea de mate sau societatea de computer science a Oxford, de obicei vin companii aici ca să facă o prezentare sau ca să, nu știu, facă un concurs. De obicei e o companie numită Jane Street și ei fac un estimathon, adică te întreabă câți litri de apă sunt în ocean. Sau o întrebare foarte dubioasă și tu trebuie să găsești un mod de a aproxima lucrurile astea. Genul ăsta de concursuri, pe baza lor, iau în considerare și rezultatele la pe cine angajează. Și sunt tot felul de activități în genul ăsta te ajută, dar în principiu eu când am aplicat mai mult pur și simplu de capul meu, eu și cu niște prieteni, la ce firme am considerat. Adică nu te leagă Oxford direct, dar îți sugerează prin societățile de mate și de info în principiu. Cam, de exemplu, Google a mai venit sau Facebook. Îți sugerează ce opțiune ai. Ok, deci practic e o ușă deschisă. Te ajută să îți deschide ușa, să zic așa, Oxfordul la o posibilitate, poate într-o companie și mai departe ține de tine de a face fața interviului respectiv. Da, exact. Interviu... pur și simplu, de obicei, în domeniu sunt interviuri destul de tehnice, adică nu e nimic interpretabil, e o problemă și trebuie să o rezolvi și ține de tine dacă poți să o rezolvi sau nu. Victor, cum s-au schimbat lucrurile după Brexit? Pentru că tu ai fost deja acolo, tu ai prins împrumutul guvernamental atunci când ai aplicat și o bursă de la universitate, dar cum s-au schimbat lucrurile acum? Nu știu, dacă îi văd diferit internaționali. Ok, deci Oxford este un oraș foarte primitor, nu știu cum să spun. Ei, în general, la votul de la Brexit, cred că au fost semnificativ împotriva, adică sunt niște persoane super deschise la minte și nu cred că Brexit-ul i-a afectat cum privesc ei internaționalii prea mult. În schimb, a afectat foarte mult taxele, adică eu aveam 9.000 și ceva de lire, pe care oricum aveam împrumut. Iar acum cred că ar veni 30 de ceva mii, de da. Mii. Și, da, de exemplu, la Societatea de Români e un mecanism prin care noi, ca să primim oameni noi într-o societate, avem familie, adică eu și cum că cineva ne căsătorim și practic luăm doi fresher, două persoane care tocmai au venit și le prezentăm Oxford-ul, îi scoatem la o cină, vorbim cu ei când sunt anul întâi. E bine, la Societatea de Români, de exemplu, erau super puține familii și cam toate familiile aveau un singur copil. Adică numărul de freșeri era super mic. Și cred că asta a afectat multă lume, practic, că nu-și mai permit să plătească ea 30 de mii. Pentru că nici nu-ți mai dau împrumut.
Deci, da, asta cred că așa afecta mai mult decât prin cum privesc persoana din Oxford, oamenii, gen studenți internaționali. Cred că asta nu s-a schimbat, sincer. Victor, ai vrea să adaugi tu alte detalii, nu știu, alte recomandări pentru cineva care vrea să ia în calcul ideea de Oxford și poate aminte informații interesante pe care le știi tu din interior, care vrea să le, nu știu, să le menționezi? Aș vrea să menționez că cel puțin interviu la partea de admitere, din păcate se poate să ai, de exemplu, o zi proastă în ziua aia și s-ar putea să afecteze asta, cum, mai ales dacă ai puține interviuri, dacă ai mai multe interviuri, e diferit. Dar dacă ai, de exemplu, o zi proastă în timpul interviului, s-ar putea ca asta să afecteze semnificativ aplicația. Deci, din punctul meu de vedere, Oxford nu ar trebui să fie chiar un goal, ar trebui să fie un fel de, adică merită încercat, dar așteptarea să intri acolo consistent, fie că ești olimpic internațional, fie că nu, din cauza interviului și cum tu s-ar putea să ai o zi proastă, pur și simplu atunci, este puțin, nu știu, eu personal nu am țintit spre Oxford, eu am țintit spre Imperial, dar am aplicat și puțin peste. Și așa cred că asta ar fi ideea ideală, să aplici, să îți propui un goal și după să țintești și puțin peste. Dar să nu-ți faci goal din Oxford, cred că asta ar fi. Sau cel puțin eu așa m-am gândit. Și adică încă o dată spun asta doar pentru că interviul, gen, performanța la interviu este foarte volatilă, s-ar putea să ai o zi proastă. Și s-ar putea să, nu știu, te întristeze dacă nu intri sau ceva de genul ăsta. Și, na, nu știu, ăsta e advice-ul meu, gen, interviurile sunt volatile, dacă ai o zi proastă, aia e. Doar, na, adică știu și eu cum a fost să aplic și n-a fost, adică știu niște persoane care, na, n-au fost super fericite de rezultatele lor de la interviuri și de-aia spun asta. Victor, tu acum, dacă ai luat de la capăt, ai mai aplicat la Oxford? Adică ai luat de la capăt tot cu Oxford? Da, adică acum depinde de dacă ar fi împrumutul sau nu, pentru că nu știu dacă mi-aș permite să dau 30.000 de lire pe an. Dar, da, cred că aș fi făcut exact la fel încă o dată. Aș fi țintit spre Imperial și dacă intru la Oxford, bine, dacă nu, nu. Ok. Atunci îți mulțumesc pentru detaliile pe care le-ai oferit din experiența ta. Eu mă bucur că ai fost astăzi alături de noi și o să ne vedem, nu știu, poate peste ceva timp, să vedem într-adevăr cum ai evoluat și cum în jobul pe care l-ai acum sau în acest domeniu, prin prisma ceea ce ți-a oferit Oxford. Pentru că tu spui că cei de la Oxford te-au ajutat, adică ți-au șlefuit modul de gândire care te ajută odată să și performezi la joburi. Și acum vei fi încă la început. Îți doresc succes la jobul pe care l-ai acum. Îți mulțumesc pentru că ai venit și ne vedem la un nou podcast. Sigur, mulțumesc pentru invitație încă o dată.